Acum e acum. Să trimită bila albastră în buzunar și caramol cu bila roz. Dacă dorește spargerea pachetului. Nu se putea mai bine. Perfectă lovitura lui Neil Robertson. În plin a nimerit bila roz. Ar fi avut continuare și la buzunar superior stâng. 27. Consecințele se văd, cred că va fi o lovitură cu ușor efect de urmărire. De acolo de undeva se execută lovitura. Execută lovitura încet, rămâne la bila neagră. Simte apropierea victoriei partenera lui Neil Robertson și a părăsit backstage-ul și era cât pe ce să rateze lovitura de buzunar Neil. Iar acum îl incomodează bila roșie de lângă mantă. Cu tacul peste bila roșie. A recuperat incredibil peste bila roșie lovitura. 40. Bila neagră, următoarea bila roșie în același buzunar. Ieșire cu două mante. 48. S-a terminat. Să nu fie fault, să nu fie fault. Ce noroc! Ce noroc a avut la această lovitură. 56. Deci ar fi avut o șansă imensă pentru 9-7, iată, reluarea loviturii foarte bune, executate de Neil Robertson. Gata, s-a terminat. 75. 75. 57. Ca pentru acea bilă a jucat.
70-67, bila albastră a fost bila de joc și meci. Să fie sigur, mare nevoie de o bilă roșie. Cam ar fi să rămână în fotoliu și o ratează. Nu, 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 ba da! Și on se ridică din fotoliu și nu avem joc decisiv deocamdată, dar avem dramatism. Murphy nu-l lasă, a fost la distanță mare de buzunar. Nu-l lasă, nu-l lasă, dar are nevoie de un snooker. Știu. Să acopere bila jucată prin intermediul bilei Maro, dar nu cred. Oricum are și lovitură la două capete în partea dreaptă. Bila roșie din dreapta bilei roz. A, are traiectoria liberă. Da, pe lângă bila Maro. Și cum e? Și foul să comită și îi convine. Și bila albă să intre după bila roșie. Gata! Neil știe că și-a judecat această ediție a Masters-ului. Este noul campion al Masters-ului. Și pe măsură ce dispută finalele, își îmbunătățește recordul. A noua finală disputată, a noua câștigată. Și e, pentru spectacol a meritat să urmărim finala, dar vezi, deznodământul a fost același. Îi ofereau trofeul lui Neil și jucau fără presiune. 17. Nu știu cum ar fi fost cu Higgins în finală. Cred că puștiul e de fapt puștoaica, pe care o cheamă Alexandra, la fel ca și palatul. Mă rog, nu-i poate cumpăra Anila cu palatul, cu cei 150.000 de... cu cele 150.000 de lire sterline câștigate, dar... 32. Australienii au început deja să sărbătorească. N-au avut australienii, din câte am văzut la Open-ul Australiei, la tenis, performanțe, dar iată că au de partea opusă în emisfera nordică, în Regatul Unit. Neil Robertson, iată-o, pe micuța Alexandra aplaudându-și tatăl, noul campion al Masters-ului. Nu, e puști, e puști. Am schimbat eu. Da, seamănă cu tati, da. Ok, bine astea, da. Bravo, bravo tati, bună treabă. Today, Sean Murphy. Sean, I think this was such a special occasion for you to be involved in. I know you're disappointed, but can you explain to us what you feel the difference between you and Neil was? Care a fost diferența dintre tine și Neil? You know, the lad's class. And he's a credit to his family, his country, and he's a credit to our game. You know, we're looking for a class, o clasă în plus. Față de mine, mândrie pentru țara lui, pentru acest joc și pentru faptul că l-avem în acest joc pe Neil. 94 ai revenit, 96, rapid. Ai sperat ceva? Da. Dar? Dar a executat o lovitură marcă personală de distanță și gata. E bun în toate compartimentele. He's a worthy winner. Well, I'm sure și este un câștigător meritat. Forward, Sean, but just tell us what you make of Alexandra Palace and in particular the support that you've received all week. Cum ți se pare nou loc și suportul pe care l-ai avut, susținerea din partea
englezilor din tribune. Deja jucăm în diferite locuri, dar pentru mine după Crucible este un loc extraordinar. Pentru moment ai ratat acest trofeu, dar sunt convins că îl vei obține în cariera ta. Felicitări. Congratulations to your dad, Alexander. This și felicitări, Alexander, pentru tăticul tău. First of all, Neil, very many congratulations on the way that you've played. În felul în care ai jucat. The 2012 Masters champion, only the fourth overseas player to do this. Numai al patrulea jucător de peste mări și țări să facă acest lucru. Yeah, a good start was really important. I think that Sean probably dominated the early stages of the first session, and he wasn't, you know, he had a pretty bad run of the ball. Really, so I was quite lucky to be in there at sort of 3-2-3-0. Prima sesiune. And then, yeah, after that, you know, I think I played sort of really good match. Cred că ulterior am jucat foarte bine. Nu mai așa poți să-l bați pe Sean. 7 wins out of 7 in major finals now. That's got to give you a huge amount of confidence. Finale mari, dar sunt 9 din 9. Absolutely. Simpatic. How special is this title for you now? Yeah, it means a lot. I mean, ce înseamnă pentru tine? Championship. This is the tournament that I really wanted to win, you know. Deci un turneu pe care chiar mi l-am dorit să-l câștig. Sort of all the top players in the world and toți jucătorii de top și l-au judecat. N-a fost deloc ușor. You know, I've stuck at it and I've played some really good stuff and yeah, I'm just absolutely over the moon, you know. Everyone is sure. Sunt în al 9-lea cer pentru această performanță. So just a big thank you to all the support that I get. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și în general publicul a fost senzațional. And I just wonder if you felt like something like this was coming around the corner for you. Yeah, well, ai simțit că ți se cuvine că e timpul. Most of the events and you know, a little bit disappointed in the UK. I won a couple of Euro PTCs, but am câștigat câteva PTC-uri, m-am dezamăgit evoluția la UK. Dar acum mă concentrez pe campionatul mondial. I think that means pretty blooming good. Neil Robertson. Cum crezi că a jucat tăticul tău, Alexander? We salute you. It's an early Australia Day present for your country. Very many well, congratulations. Well done. Multe felicitări și este o zi specială în Australia. Datorită ție. Ladies and gentlemen, please welcome your presentation party. Sean Lynn, the president of BGC Partners, and Barry Hearn, the chairman of World Snooker. Barry Hearn, președintele World Snooker Limited și directorul BGC. The runner-up, he has had a magnificent week, Sean Murphy. Finalistul acestei ediții a Masters-ului la Londra 2012, check de 75 de lire. Da, 75.000 de lire sterline. Și medalia de argint. Receiving a check for £150,000. The trophy and the title BGC Masters Champion 2012, Neil Robertson. Al 20-lea câștigător de Masters, așa cum a spus persoana, doamna care l-a intervievat, angajată a televiziunii britanice, al 4-lea jucător din afara regatului care își adjudecă acest trofeu, australianul Neil Robertson. Un trofeu care ție îți place foarte mult, da, și mie, da. Și mie. Dar în două turnee va urma cel pe care îl consider cel mai nimerit pentru snooker. Este vorba de trofeul Openului galez, care tu nu-l poți suferi. Dragi prieteni, următorul turneu este Masters-ul german de la Berlin. L-a lăsat pe tânărul Alexander pe masa de snooker. Așa, da, bun, are în sânge, are aptitudini. Dar și prieteni, spuneam următoarea întâlnire cu snooker.